Un nou val de șomeri este anticipat să lovească mehedinții în perioada următoare. Este vorba despre absolvenții care, imediat după ce termină școala, primul drum îl fac la agenția de șomaj pentru a fi luați în evidență ca să poată primi indemnizația de șomer în cuantum de 250 lei pe o perioadă de o jumătate de an. Până în data de 2 august inclusiv mai pot veni să-și depună acel prim dosar de șomer neindemnizat. Pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile curge de la data când, practic după ce vor primi de la școala, de la liceul, colegiul pe care l-au absolvit, vor primi acea adeverință cum că au finalizat cele 12 clase cu examenul de bacalaureat promovat. Oricum, noi am spus de fiecare dată, în momentul în care toți tinerii vor primi de la școală o adeverință sau acea, nu știu dacă le vor primi diplomele de bacalaureat, deci în momentul în care vor primi o adeverință de la școală, imediat a doua zi să se prezinte la noi pentru a le spune ce actele trebuie. Pe de altă parte, reprezentanții agenției l-au reamintit angajatorilor facilitățile de care beneficiază în vederea stimulării pieței muncii în județ. Se acordă pe o perioadă de 12 luni fiecărui angajator pentru fiecare absolvent. Aceste subvenții sunt defalcate în funcție de studiile absolvenților. Pentru absolvenții de școală profesională și absolvenți de liceu fără examen de bacalaureat, subvenția este de 500 de lei pe lună timp de 12 luni. Pentru absolvenții de liceu cu bacalaureat sau școli post-liceale, subvenția este de 600 de lei pe lună timp de 12 luni și pentru absolvenții de școli de facultăți care nu au promovat examenul de licență. Iar pentru absolvenții de studii universitare cu examen de licență promovat, subvenția este de 750 de lei pe lună, timp de 12 luni. Odată ce absolvenții au fost încadrați în muncă, angajatorii sunt obligați să mențină această angajare cel puțin 18 luni. În caz contrar, ei sunt obligați în anumite cazuri de încetare să restituie în totalitatea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.